Nu s-a schimbat nimic. Recunosc toate lucrurile. Și lucrurile mă recunosc. Toate stau pe locul lor, zdravene, neclintite. Iar am văzut prăpastia. Cum o să fie prăpastie în grădină, nebunule? M-a obosit călătoria. Da, asta este. Oboseala e de vină. Asta este. Cine e aici? Eu, maică. Ai ieșit la aer? Tu ești domnico, da? Ce faci aici la ceasul ăsta? Nu pot dormi. E cald și mă dor ciolanele. Mă mai uit și eu la lună, la copaci. Și pe tine te doare ceva? Nu. Nu mă doare nimic. Am auzit că ești bolnav. S-a și dus buhul. Nu e adevărat. M-a supărat puțin inima. Acum sunt bine. Dacă te îngrijești cu bolile astea de inimă, poți trăi încă 20 de ani. Tata a murit la 90, iar eu n-am decât... 58 ai tu, mam. Dar tu câți ai? Ei, om, 85 mai. Păi vezi, eu n-am decât 58. Sunt în toată puterea. Da, mamă, ești. E adevărat. E adevărat că ai fost ca Alexandru Machidon, tocmai în țara lui Por împărat? Tare mult ai mai lipsit, Manole. Da, 4 ani. Tare mult. Da, 4 ani. Dar tu nu te-ai schimbat, domnico. Numai că am mai murit o leacă. O leacă și încă o leacă. Și într-o zi gata, mă isprăvesc. Lasă că mi-ajunge, mama. Tare mă bucur că am apucat să te mai văd. Ții minte cum îmi spuneai? Da, de domnică? Da, știu. Eu ți-am dat lapte. Eu te-am legănat. Știu, n-am uitat. Dar cum s-a purtat Aglaia cu tine? Bine, de ce să zic că nu? Îmi dă de ajuns de mâncare. Mai țipăie. Dar eu stau toată ziua în odăița mea. Da. Tot o mare ești, Manole. Mai scrii la gazete despre tine? Ori ai sărăcit și de aceea te-ai întors acasă? Nu, n-am sărăcit. E adevărat că se întoarce și Toma? Da, așa spune Aglaia, ce că a scris. Îți seamănă, Toma. E sămânță bună din tine, Toma. Vlad, măcar că cioplește și el piatră, parcă nici n-ar fi din sângele tău. E apucat. Așa eram și eu în tinereț. E un pom pădureț. Să știi că-i dă târcoale fetii. Care fată? Fata Aglaie. Cristina? De ce tot vorbești? Dă-i un copil încă. E, o crescut de când n-ai văzut-o tu. Are acum 17 ani. Păi Vlad trebuie să aibă 30, doar nu-i nebun să-și pună mintea cu o copilă, nu? Bărbații din familia noastră n-au dus niciodată lipsă de femei, nu? Limba nu ți-a îmbătrânit, domnico, tot ascuțită e. Stăpânul când se întoarce, trebuie să știe toate. Cine să ți le spună ție? Aglaia? Ți s-o bagat sub piele și se poartă, parcă ar fi cine știe cine, nu o slugă. Nici nu e, e menajera mea. Tot slugă-i. N-o plătești? Da, de 15 ani în ține casa, am avut noroc cu ea, e gospodină. Gospodină pe dracu. Domnico, vorbeai înainte de moarte. Te gândești la ea? Dar ce trebuie să mă gândesc eu? Să gândește ea la mine. Vine moartea în grădină, cu un pahar și cu o lumină. Ia-uzi clopotul cum cântă. Scoală și ascultă. Ce cu stihurile astea? De ale noastre, din popor. Vine moartea în grădină, cu un pahar și cu o lumină. Da, mă. Ei, nu în pahar e primejdia, ci în lumină. Dacă te uiți la ea, îți pierzi cumpătul. Toate pălesc și se înstrăinează și fug de lângă tine. Le vezi,
dar parcă nu le mai recunoști și nici nu mai știi cum te cheamă. Ce înghețată și întunecată ești, femeie. Unde pleci? Dade! Da. Dade! Ce? Alunec! Maică! Dade! Ți doare!